Bucurați-vă de libertate! Este mesajul înalt preasfințitului Părinte Ioan Mitropolitul Banatului adresat aseară tinerilor și credincioșilor de la parohia Viile Fabric din Timișoara. A fost o întâlnire de suflet care a reiterat importanța pe care biserica o acordă tinerilor și modului în care aceștia înțeleg și își folosesc libertatea în contextul unei societăți în schimbare. Grupurile de cateheze de la parohiile Timișoara Dacia, Timișoara Iosefin și Timișoara Fratelia au participat aseară la o întâlnire cu Mitropolitul Banatului. Tinerii au rememorat momentele inedite petrecute la București în septembrie, la întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, exprimându-și bucuria comuniunii alături de cei ce împărtășesc aceleași valori și repere morale. Cu ce experiență de viață să spun că am fost arătând fericit că foarte mulți tineri, diferite culturi, diferite țări, s-au adunat într-un singur loc, pentru a mărturisi credința în Hristos. Până la urmă, la aceasta se rezumă creștinismul. Efortul nostru de a ne uni cu Hristos, cu Dumnezeu. Iar Sfântul Serafim de Sarov spunea că scopul vieții creștine este dobândirea Sfântului Duh. Atmosfera a fost înfrumusețată de colindele românești, cântate de toți cei prezenți.